Whoop. Horatiu, suntem neînvinși după primele patru meciuri, parțial și datorită intervențiilor tale în meciurile din iunie. Privind cu încredere spre aceste jocuri cu Israel și Kosovo? Da, mă bucur că am reușit să ajut echipa în perioada din iunie, dar nu doar eu, am demonstrat cu toții că suntem un grup unit și că nu renunțăm când niciodată, chiar știi dacă era 2-0 și au avut foarte multe ocazii Elveția. Sper să și am încredere totală în mine și în băieți că vom obține 6 puncte și vom tranșa în mare parte această calificare. Asta vreau să te întreb. Care crezi că sunt șansele de calificare în acest moment și pe ce te bazezi tu personal că vom fi prezenți la turneul final? Cred că avem o șansă foarte mare să ne calificăm. Avem două meciuri acasă. Vom avea cu siguranță stadionul plin alături de noi. Suporterii ne vor susține și... În ultimul rând, suntem un grup foarte, foarte unit și cred că nu s-a mai simțit asta de mult timp. Cel puțin de când vin eu aici de aproape 2 ani, n-am simțit încă acest lucru cum îl simt acum. Dintre jucătorii de acum ai Rapidului, ești cel mai proaspăt tricolor. Ai debutat la final de 2022, dar în iunie ai jucat în două meciuri oficiale. Ce ai simțit tu la debut? E un sentiment aparte, ceva, o mândrie nedescrisă să joci pentru echipa națională. M-am bucurat că mi-am îndeplinit un vis pe care nici nu puteam să mă gândesc, la care nici nu puteam să mă gândesc acum 3 ani, să zic așa. Mai ales că am debutat la Cluj, unde m-am născut. E ceva nemaipomenit să joci pentru echipa națională. Cum ai trăit finalul jocului cu Elveția, cu acele goluri ale lui Mihailă și cum te-ai simțit când ai realizat că paradele tale de până atunci au devenit și mai valoroase și au contribuit la punctul important obținut? Da, aveam încredere că putem egala, dar să zic doar că dacă mă gândeam cu foarte mare optimism în acest lucru, simțindu-i pe Elveția, echipă foarte, foarte bună. M-am bucurat și cumva au fost roadele muncii noastre, care le-am arătat în perioada din iunie. Mă bucur că am plecat neînvinși. Cred că o să fie foarte greu să plece cineva neînvins din Elveția. În centrul defensivei pare că s-a sudat cuplul Burcă-Drăgușin. Cât de important este pentru un portar să aibă mereu în față aceiași jucători? Da, sunt doi jucători foarte, foarte buni. Drăgușin cred că e într-o foarte mare creștere. Burcă acum a schimbat echipa. Sunt doi băieți senzaționali, dar nu doar ei. Cred că oricine joacă sunt jucători de valoare și de asta sunt aici. Reușesc intervențiile salvatoare ale unui portar să-i șteargă din memorie o greșeală făcută într-un meci precedent sau chiar mai devreme în meciul respectiv? Da, e greu ca și portar, mai ales dacă greșești la începutul meciului, cumva te apasă acest lucru. Dar cel mai important e să treci peste și să nu persiști în greșeală tot meciul. Adică poți salva ceva din ce ai făcut. Nu totul, că n-are cum să uite o greșeală, se vede pe tabelă. Se spune că o intervenție salvatoare îți dă încredere și atunci treci mai ușor. Da, da, mai ales dacă încep foarte bine jocul, cumva ai foarte mare încredere că nu poți primi gol. În ciuda competiției dure, știu că voi, portarii, împreună cu antrenorul vostru Leo Toader, formați o mică familie în cadrul lotului, așa că te provoc să îmi spui principalele calități ale colegilor tăi portari, Târnovanu și Aioani. Da, ne înțelegem chiar foarte, foarte bine și atât cu Nealeo, cât și între noi vorbim și în timpul campionatului, nu doar când suntem aici la Națională. Începând cu Târnovanu, cred că e un portar care a crescut foarte, foarte mult în ultimul timp. Nu știu să-ți spun. Cred că e un portar de talie și acoperă foarte bine poarta. Și Ioani e un portar care vede foarte bine joc, are spiritul de anticipație. Foarte bun. Ce portar admirai tu atunci când ți-ai început cariera? Cu intervențiile cărui portar ai crescut? Din străinitatea lui Casillas mi-a plăcut foarte mult și din România mă uitam foarte mult la Dani Coman. Cât de important este în fotbalul de azi jocul de picior pentru un portar? Exersezi mult acest lucru?
Da, cred că s-a schimbat fotbalul în ultimii ani și e foarte important ca un portar să aibă joc foarte bun de picior, să plece jocul de la el foarte repede. Da, stau și exersez chiar mult acest lucru, mai ales că la noi la club domnul Bergodi cere acest lucru. Am avut și avem portari valoroși, joci pe un post unde concurența este foarte mare. Care crezi tu că este explicația? De ce România produce portari de valoare? Chiar nu știu. Cred că avem o școală foarte bună de portari, după cum ai spus și tu. Da, chiar avem. Cred că la acest capitol stăm foarte bine și din spate chiar vin portari de valoare și tineri. Tu cum ai ajuns în poartă? Ai știut de la început că ăsta e postul pe care dorești să evoluezi? Nu, am jucat până la 12 ani, am jucat în câmp și s-a accidentat portarul nostru de la junior, atunci jucam la CFR și asta a fost. A trebuit să intru în poartă și mi-a plăcut, n-am mai ieșit. Îți mai amintești prima întâlnire cu mingea? Cred că pe la vârsta de 7 ani, cam așa, da. Înainte eram cu mașinile, eram nebunit cu mașinile. După ce am întâlnit mingea, parcă s-a schimbat totul. Și acum, la final, o întrebare grea, foarte grea. Titlul cu Rapid sau calificarea la Euro 2024? Cred că trebuie să luăm pas cu pas. Prima dată să ne calificăm la Euro 2024 și după chiar mi-aș dori să câștig și titlul cu Rapid, de ceva, un vis de-al meu.